Deputatul PSD Dumitru Coarna a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate în data de 1 octombrie la sediul formațiunii politice despre moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Câțu, plafonarea prețului la energie și situația gunoaielor depozitate pe raza comunei Ulmeni din județul Călăraș. Vorbim de această inițiativă legislativă privind plafonarea prețului la energie și gaze, care este obligatorie în această perioadă, pentru că am văzut zilele trecute facturi de 1.000-1.200 de lei, oamenii în vârstă care primesc pensie de 900-800 de lei, au venit facturile mai mari cu 10-20-30% decât cuantumul pensiei pe care l-au umplat, deci obligatorie plafonarea prețului la nivel ianuarie 2021, nu oriunde, pentru că altfel închidem țara, intrăm în faliment. Gândiți-vă că nu doar persoanele în vârstă, pensionarii sau știu eu, angajații cu salarii de bază minim brut au probleme, ci întreaga economie. Această măsură este o măsură de falimentare în toată economiei, pentru că agenții economici de care tip vor fi public ori privat vor trebui să închidă, pentru că vor veni facturile triplate și atunci sigur că se intră în incapacitate de plată și oamenii vor trebui să dispună măsuri în consecință. Noi avem inițiativă legislativă pe această zonă de plafonare, de aceea am și declanșat acea procedură de strângere de semnături pe care vrem să le folosim în Parlamentul României în momentul în care această inițiativă legislativă va fi discutată în plen, pentru că încă noi suntem în minoritate în Parlament, deși avem cel mai grup parlamentar, dar încă coaliția actuală au majoritate și atunci va trebui să venim și cu acest argument suprem, acela că 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 5 milioane de oameni au semnat această inițiativă. Și o să fac trecerea la moțiune. Ieri s-a fost citită în plen moțiunea de cenzură. Tocmai unul din capitole a fost această majorare excesivă a prețului la energie și gaze. Și atunci PSD a depus moțiunea de cenzură, a fost înregistrată, a fost înaintată guvernului conform regulamentului intern, a fost citită ieri în planul Parlamentului, am fost prezent la citirea moțiunii de cenzură. În marți la ora 12 va fi vot final și eu sunt convins că marți la ora 1, dacă USR își respectă cuvântul dat, o să avem un guvern, încă un guvern în istorie, poate cel mai slab guvern din ultimii 200 de ani, guvernul Câțu. O să mai abordez un pic problema. Știți că discutam data trecută de Oltenița, Ulmenia, acea groapă de gunoi și făceam eu o critică sau observație, nu neapărat o critică. Spre bucuria mea am văzut într-un ziar local, o să-i pronunț și numele, care a abordat subiectul. A abordat subiectul de la Ulmeni. Aia înseamnă că și în presă avem oameni cărora le pasă. E vorba de domnul Nițu, ediția de, cum se numește, evenimentul, ediția de Călăraș, am văzut abordarea subiectului foarte pragmatică și foarte în regulă și vreau să vă mai spun că ieri în ședința de Consiliul Local al Municipiului Oltenița, ședința la care am participat și eu, am reușit să blocăm această inițiativă legislativă de extindere, vreau extindere în zona respectivă a platformei de gunoi. Am creat o majoritate din consilieri PSD, USR, Pro-România și Partidul Mișcarea Populară, 13 din 19, și atunci am blocat această inițiativă legislativă a primarului din municipiul Oltenița de extindere a acelei gropi de gunoi. Totodată am depus și un proiect de hotărâre de Consiliul Local prin care să fie interzisă depozitarea de gunoi în acea zonă, proiect pe care la fel l-au însușit partidele pe care vi le-am enunțat eu, deci 19, din 19 consilieri municipal, 13 și-au însușit această inițiativă. Sper să am făcut pași mici, dar decisivi până la urmă, pentru că nu putem să fim groparul de gunoi al Bucureștiului, al, nu știu, cel mai vine acolo, Telorman, ce am înțeles eu, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova. Și acum o să mai fac o trecere, o să vă deschid un subiect pentru viitor. Pentru viitor, cred că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni să discutăm aplicat în 2016-2017, tot în mandatul domnului Iorga Maria, n-am ce să fac, era inspector șef la acea perioadă, așa se întâmplă în viața asta. Avem prejudicii de milioane de euro, cum spune Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Călăraș, în comuna Ștefan cel Mare, unde izlazul comunal este folosit altfel decât obligă legea și acolo sunt niște dosare penale deschise. Eu o să verific să văd ce s-a întâmplat cu acele dosare. Nu întâmplător au fost lăsate în lucrare, că am pronunțat numele marelui inspector șef, care acum este în control judiciar. Acolo primarul, prin abuz, în opinia mea, și vorba de fals, de declarații false, inexacte, incomplete, practic au falsificat niște înscrisuri și au obținut fonduri europene prin Agenția de Plăți, APIA, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură,
Sunt milioane de euro prejudiciu, că sunt mai multe persoane acolo, și fizice și juridice, care au beneficiat de acest tratament ilegal și practic au folosit scrisuri false și au obținut banii europeni prin ilegalități de natură penală. Cred că în jur de 100 de hectare, din ce știu eu, dar subiectul o să-l las aici, o să-l aprofundez și eu și dumneavoastră, săptămâna viitoare, cred că o să-l dezvoltăm. Cu privire la moțiunea de cenzură, am fost foarte sintetic astăzi, că am vrut să trec mai rapid. Moțiunea de cenzură, să nu-și facă nimeni probleme, PSD o să voteze 100%, deci nu există nici cel puțin o mică îndoială din perspectiva noastră. Eu am avut o discuție punctuală cu domnul președinte Ciolacu și mi-a explicat extrem de clar, domnul Coarnă, nu mai există altă soluție, ori noi, ori ei. Practic așa se pune problema acum. Nu există altă soluție, nu putem să lăsăm țara în criza asta profundă, să ne trezim, vorba doamnei Turcan, o citesc? Nu. Nu citesc că n-are sens. Nu citesc că n-are sens, da. Ce mai liberați în spatele bombei? Da, Ludovic Orban. V-am promis data trecută, Ludovic Orban. Prietenul lui Ștefan Iordache. Ștefan Iordache a cumpărat acolo suprafața asta, Ludovic Orban a fost și el care a coordonat toate mișcările din umbră. Am zis Ștefan Iordache, Nelu Iordache a cumpărat acel teren de la Oltenița, iar Ludovic... Prin interpuși l-a cumpărat. Prin interpuși. Nu văd de legătura cu Orban. Păi, legătura cu Orban ar trebui să o vadă DNA. Există acea legătură, vă garantez eu că există acolo. Și domnul Guran e pe acolo, și un anume Barbu Cristi de pe la Tenorman. Sunt oameni importanți în acea afacere. Primarul sectorului 3 e implicat în acea afacere, domnule Goiță. Deci sunt mulți implicați acolo. Știu că sunt deschise niște dosare penale care la fel sunt lăsate așa în nelucrare. Nu cred că întâmplător. Nu cred că întâmplător, pentru că din verificările mele sau din ce am putut să mă documentez eu până acum și vă spuneam data trecută, e unicat în Europa povestea asta de la Oltenița Lumeni. Nu mai există în Europa nivelul ăsta de bombă ecologică. Suntem lângă la câteva sute de metri de Dunăre acolo, pânză freatică afectată, sunt peste 300, 400, 500 de mii de tone. Nici nu poți evalua, pentru că au dat foc în mod repetat. Și în august și septembrie au dat foc tocmai pentru a micșora volumul, că e vorba de evaziune fiscală. Hai să vă explic. Veneau cu 10 tone, să spunem, și factorul 30-50, da? Și atunci dau foc ca să scadă valoarea. Să se constate că ar fi mai puțin decât... Dar v-am spus că am rămas dator. Deci e vorba de domnul Ludovic Orban, n-am vrut să spun data trecută pentru că era congresul PNL și să nu interpreteze cineva că aș fi avut eu vreo. Da, așa este. Domnul Orban stă în spatele afacerii cu domnul Nelu Iordache, prietenul dumnealui, că nu întâmplător l-au luat de la aeroport în campanie electorală din interiorul PNL. Lara se arată și domnului Orban că domnul Iohane știe niște lucruri și uitați-vă că domnul Nelu Iordache a și primit vreo 12 ani cu executare. Dar asta ne încălzește mai puțin pe noi, că el are deși pe acolo execută. Domnul Iordache poate să facă niște mărturisiri acum, niște compuneri astfel încât să ajungă... Există, e o posibilitate. E o posibilitate, da. Da, da. Nu, și serviciile astea din jurul Iohannis nu știau de legătura lui cu Iordache? Bineînțeles că știau. Bineînțeles că știau. Dar se folosește informația când ai nevoie de ea, în alt scop decât cel pe care ar trebui să fie folosită. Aici s-a folosit la șantaj. Cum a fost și cazul lui Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean de la Tenorman, că scapă numele, este în control judiciar și acum, din verificările mele extrem de aplicate, Consiliul Județean nu are niciun fel de implicare în povestea de la Oltenița Lumeni și mă refer la Consiliul Județean în mandatul domnului Vasile Iuță și al domnului Samuele. Sunt verificări extrem de aplicate, niciun fel de implicare în sensul de a autoriza, în sensul de a interveni, de a efectua vreo acțiune pentru a gira acea ilegalitate. Acolo sunt de la 2011, domnul deputat. Da, știu discuțiile. Acolo sunt oameni extrem de aplicați în zonă. Domnul prefect, că-l vedeam pe la ProTV, nu știa în ce parte să se uite la microfon. Domnul primar de la Oteniță, domnul Milescu, are inițiative să extindă, nu să oprească, să extindă. Noroc că oamenii sunt mult mai raționali de acolo și cred că și consilierii PNL, dacă insistam, de la municipiul Oltenița, ar fi votat da.
Dar una peste alta este în regulă că am oprit, am început să ne mișcăm, am oprit acea inițiativă, practic a și retras-o de pe ordinea de zi, că a văzut că nu are șanse. Comisiile de specialitate au dat avize negative, chiar consultative fiind, deci a realizat că nu poate să treacă acea inițiativă de extindere a planului urbanist zonal, tocmai în ideea de a dezvolta, știu eu, alte suprafețe pentru depozit de gunoi din alt. Credeți-mă, e cu tremurător ce e acolo și cine a fost acolo mă înțelege perfect. Deci cine a fost acolo înțelege perfect mecanismul, nici nu putem să stăm așa, le-am explicat consilierilor că noi am fost aleși să purificăm și să ozonăm oamenii, nu să-i otrăvim acolo, îi otrăvim la propriu. Pentru ce? Pentru lăcomia asta exacerbată pe care eu nu înțeleg. Când vezi că natura ți-a dat ceva și tu cu bună știință îl otrăvești, natura ne-a zestrat și noi îl otrăvim. Nu e regulă. De aceea eu sunt extrem de atent la problema asta și dumneavoastră sunt convins că o să ne sprijinim împreună pentru a duce la bun sfârșit, pentru că primul lucru trebuie blocată activitatea de acolo, după care să vedem o cale de ecologizare, exact. Să vedem ce putem să facem cu acel gunoi, ce se poate face ca să cât de cât să redresăm zona din municipiul Oltenița, pentru că ea este situată pe raza municipiului Oltenița. Dincolo ați înțeles că e vorba de domnul Pandea, tatăl domnului senator Ciprian Pandea, care e poveste veche din 2017, o poveste rămasă fără final. De-aia a spus că e vorba de mandatul domnului Iorga Marian, adică nu e nimic întâmplător, totul e programat. Adică un dosar penal este de bine instrumentat să ține lucrare. Înseamnă că există acolo un mecanism în spate care oprește. Și vorba de milioane de euro, nu e vorba de 2-3 lei. Vorba de milioane de euro. Știți mai bine decât mine că acea pașiște comunală, Islas, are un regim juridic distinct. El a fost atribuit unora din zonă, 30-40 persoane juridice, persoane fizice, care practic l-au băgat și în circuit la APIA și au primit acele subvenții europene, deci sunt bani obținuți prin fraudă, prin fals, prin os de fals și așa mai departe. Dar trebuie să aducem în opinia publică aceste exemple, pentru că dacă nu le scoatem în opinia publică, ca oamenii să înțeleagă niște mecanisme, rolul nostru practic este altul decât cel pe care îl simt eu cu mandatul încredințat. Eu chiar simt aceste lucruri și vreau să le așez așa cum trebuie și data viitoare sper ca până joi să pot să obțin mai multe elemente și o să discutăm. Dacă nu, ați văzut că sunt punctual și întotdeauna domnul Câșu a zis că mă prinde cu întrebarea cu domnul Orban, dar nu. Eu am promis, așa este, că vă dau și numele și de domnul Orban. Orban n-am vrut să folosesc joia trecută, era campanie electorală, era congres PNL și mă gândeam că cineva, știu eu, interpreta că sunt folosit în povestea lor. Nu. De-aia am și evitat să spun numele, că n-avea să se... Oricum, a fost o fraudă masivă, ați văzut ce a fost acolo, au lovit 2 sau 3 jurnaliste în interior acolo, nu se poate așa ceva, 2-3 în cabina de vot, ministrul de interne fost, Vela, cea că de piele fotografia votul ca să vadă Câțu că l-a votat pe el. Dar acum credeți că dacă domnul Orban a anunțat că nu mai are niciun contract cu domnul Iohannis, ori începe dosarele astea să... Dacă judecăm lucrurile din perspectivă politică, așa ar trebui, pentru că ele sunt blocate politic, da. Așa ar trebui. Dar eu n-am de ce să vă mint, pentru că am studiat extrem de aplicat problema. Și știu cu Nelu Iordache, știe toată lumea, afinitatea dintre... Circulă prin presă o informație cum că în momentul, sau la momentul când era ministrul transporturilor, domnul Iordache a scăpat și o geantă cu bani pe acolo, pe la... Dar transporturilor. Și a rămas așa, un bol plin de bani. A zis o blagă la tenea respectivă. Da. A scăpat geanta cu bani. Da, era holul plin de bani. Tot Nelu Iordache și ministrul întâmplător era domnul Orban. Deci lucrurile se leagă. Se leagă, dar asta să-i lege de neamul, că nu e competența noastră. Noi vrem să ne oprim acolo, să ne protejăm mediul. La Ulmene, Oltenița. Și asta o să facem. Asta o să facem. V-am spus, consilierii PSD au acționat extrem de ferm și de clar, cei 6 consilieri pe care avem în zona respectivă a municipiului Oltenița. La fel au răspuns pozitiv consilierii de la Pro-România, consilierii de la USR, trebuie să spunem lucrul ăsta, că așa e corect, nu se mai și pe Partidul Mișcarea Populară. Deci aici mai facem politică, nu ne mai aici, vorbim despre sănătatea noastră, vorbim despre mediul pe care Dumnezeu ni l-a acordat, cu extrem de bun. Și... Vedeți,
rezolvată? Nu, categoric nu. Este greva ei procedura. Noi încercăm. Foarte bună întrebare. Noi încercăm, pentru că, din opinia noastră, din ce am văzut acum, soluția care ar fi cea mai, cum să vă zic eu, ok, ar fi alegerile anticipate, că se schimbă raportul de forțe. Greu să formezi un guvern acum. Gândiți-vă că nici, decât să faci compromisuri. Dar nu cred că președintele, pentru care în Constituție spune de două ori consecutiv să pice și președintele poate, atenție mare, că e un caracter facultativ. Chiar dacă pică de două ori guvernul, președintele poate înseamnă și nu poate. Deci dacă nu vrea, nu dizolvă Parlamentul. E o procedură extrem de... Poate fi un interimat al Uțelul până în 2024. Sunt mai multe variante, sunt mai multe. Există și... Nu, până în 2024 nu poate să fie. Există o decizie a Curții care spune că același premier exact. Nu mai poate... Exact. Nu poate să fie nominalizat, că mai sunt niște informații cum că luni o să-și dea demisia Câțu, mai am o informație că o să decreteze stare de urgență, iar pe stare de urgență nu poți demite guvernul. Dar acolo, sigur, la pe stare de urgență, în 5 zile, ea este supusă Parlamentului și atunci vom răsturna. Dar... informația, mai degrabă asta cu demisia lui, nu să dea demisia ca să-l numească marți tot pe Cățu. Noi încercăm, forțăm lucrul ăsta, forțăm alegeri anticipate. Am și, la Olimp, am și discutat lucrul ăsta, la sfârșitul lunii august, că am avut o întâlnire la Olimp, și acolo s-a stabilit clar, s-a făcut proces verbal, ca să nu fie discuții, PSD-ul să forțeze alegeri anticipate, iar candidați pentru viitorul Parlament vor fi aceiași, ca să nu fie discuții. S-a și făcut un protocol de genul ăsta, unde am participat cu toți. Premier de Mință are nu mai puține atribuții față de... Păi are doar de atribuții administrative. Da. Nu mai poate... Uitați-vă, ordonanțe de urgență. Emite ordonanțe de urgență pe care le țin nelucrare în Parlament. Și e în regulă, pentru că iau și comisiile, atunci blochezi ordonanța de urgență și ea o folosești, ea produce efecte juridice, nu o poți corecta prin lege, că ea rămâne undeva într-un sertar în nelucrare. Și nu e în regulă. Adică nu putem și trăim momente complicate, extrem de delicate, din 1989. Încoace cred că e cea mai grea perioadă pe care o traversăm. Cei mai tineri nu înțelege diferențele. Dar e cea mai grea perioadă pe care o traversează România. Iarna asta, 2021-2022, va fi cumplită din toate perspectivele, economic, social, politic, medical. Ia uitați-vă, spitale pline la Constanța, la Foc Spitalul, 10 morți și așa mai departe. E o perioadă extrem de grea. Facturile, o să vedeți când o să vină facturile. O să vedeți când o să vină facturile, ce știu eu, noiembrie se vor dubla prețurile la gaze, în ianuarie, februarie vor fi triplate.